Mă, mai fix unt. Și cam așa arată, dar trebuie sincer să o mai ținem puțin, fiindcă este puțin cam consistentă. Salutare, oamenii mei, și bine v-am găsit la un nou vlog. E bine, astăzi o să facem o rețetă de Nutella sănătoasă. O să folosim doar ingrediente naturale, nu o să folosim zahăr, ulei de palmier și tot ce conține Nutella, chestii foarte nesănătoase. Și înainte de toate, nu uitați să lăsați un like dacă vă plac aceste rețete de dulce și neapărat să apăsați pe butonul de subscribe și să aprindeți clopoțelul ca să fiți mereu informați când postez, fiindcă YouTube-ul nu vă anunță. Și de asemenea să lăsați un follow pe Instagram, fiindcă acolo postez zilnic absolut tot ce mănânc în story și astfel vă pot ajuta și pe voi. O să vă spun la această rețetă absolut toate ingredientele, gramajele, fix cum trebuie lucrat, cât de la cap la coadă. În primul rând aveți nevoie de o râșniță. Eu o să folosesc râșnița aceasta de cafea, sper să meargă, acum nu sunt sigur. Dacă nu o să meargă, ghinion în fel de rețetă. În primul rând aveți nevoie de cacao, alune de pădure. Și alunele de pădure trebuie să fie crude, pentru că noi o să le prăjim înainte să le punem în mixer. De asemenea, dacă vreți să faceți Nutella cât mai smooth, vă recomand să folosiți și ulei de cocos. Primul pas este să punem aceste alune în tigaie și să le prăjim. O să punem tigaia la încălzit. Eu obișnuiesc să pun tigaia la încălzit până iese fum din ea. Mă rog, vorba bună, până se încălzește mai bine, după care o să turnăm cele 250 de grame de alune în această tigaie. Acum am luat 250 de grame. S-a încălzit tigaia și o să adăugăm acum alunele, o să le ținem 6 minute, timp în care o să le mai și amestecăm din când în când, pentru a nu se arde. O să dăm focul puțin mai mic, bineînțeles, și o să lăsăm să se facă. În general, alunele, dacă le prăjiți, își pierd din valorile nutriționale, din micronutrienți, dar când vă cumpărați alune pentru voi să mâncați, vă recomand să vă cumpărați alunele neprăjite. În general, fără sare, fiindcă cei din comerț obișnuiesc să pună foarte multă sare pe ele și mai bine vi le cumpărați voi fără sare și vă puneți voi. S-au prăjit, din câte se poate vedea. Acum o să încercăm să le decojim cât putem și noi, bineînțeles. Deci, acum am decojit alunele după 100 de ani și trebuie să le băgăm în mixer. Sper să fie bun acest cuțit. De fiecare dată trebuie să deschidem și să amestecăm pentru a permite... Hai că am dat pe jos tot, nu-i problema. Revin imediat. Amestecăm totul, acum am băgat totul înapoi, tot ce a căzut. Și amestecăm, băi, sper să iasă. Vă dați seama, cu greu, dar măcar încercăm. Acum a venit timpul să punem și o linguriță de ulei de cocos. Mai exact 8 grame, mă rog, o linguriță ar fi trebuit să aibă 5, dar fiind o masă solidă, automat are și mai multe grame. N-a acoperit o singură lingură și eu zic să mai adăugăm și puțină apă. Să mai adăugăm și puțină apă. Acum trecem iar la mixer, încă 20 de ani și revin imediat. După ce am adăugat alunele la mixer, încă puțin, o să adăugăm și cele 20 de grame de sirop de arțar. Punem 25 să fie. Amestecăm și băgăm iar la mixer. Consider că consistența pe care o are acum, după ce am lăsat-o puțin, uitați cum arată, este destul de ok pentru a adăuga laptele. Acum o să adăugăm 30 de ml de lapte. Punem pe cântar. Neapărat pentru această rețetă aveți nevoie de cântar de bucătărie, că fără cântar nu aveți ce să faceți.
Unde e laptele, nu e laptele. Deci, deocamdată adăugăm 30 de mililitri de lapte. Fiindcă nu vreau să adaug din prima 60, să nu fie prea mult. Mi se pare oricum prea mult 30, dar haideți să vedem cum iese cu 30. Băgăm în mixer și revin cu rezultatul, să nu vă plictisesc, că eu stau de vreo 20 de minute. Deci nu mă așteptam să se facă unt, dar uitați cum iese uleiul. Nu știu dacă se vede foarte bine, dar uleiul este aici. Deci suntem pe drumul cel bun, dar nu vă recomand să faceți cu asta, doar dacă stați bine cu nervii. Dacă aveți cuțit din acesta, la mixer, puteți să faceți, vedeți, vă iese, dar dacă stați bine cu nervii, da, dar altfel nu. Hai să mai adăugăm încă 30 de mililitri de lapte. Îl mai băgăm puțin la mixer și după aia o să vină timpul să adăugăm ultimul ingredient, și anume cacaoa organică, pudra de cacao, 100% cacao. În cazul în care vreți și voi să folosiți cacao din aceasta, puteți să vă comandați de pe MyProtein, aveți 39% reducere prin codul NicolasMYQ, aveți linkul în descriere în cazul în care vreți să mă ajutați și să vă dați comandă, folosiți acel link. Și așa am făcut eu jumătate de oră, deci credeți-mă că am febră la umeri, am făcut umeri acum. Numai așa, ca să se poată mișca alunele din mixer. Dacă vreți să folosiți cuțitul, vă recomand să faceți așa. Faceți un mic workout. Oh, ia vedeți cât ceaburi ies acum asta, stați atenți. Bum, și cam așa arată. Unt de alune. Haideți să dăm puțin și cu lingurița prin el. Mamă, cât de apetisant arată. Mamă, e fix unt. Mamă, de mă așteptam. Chiar nu mă așteptam la așa ceva. E bombă. Și a venit timpul să adăugăm cacao. Această cacao este făcută 100% din boabe organice de cacao. După cum puteți citi și aici la ingrediente, doar boabe organice. Și adăugăm 30 de grame. Și de asemenea, eu, unul, o să mai adaug și îndulcitor pe bază de sucraloză cu ciocolată albă de la MyProtein. Voi puteți adăugați orice fel de îndulcitor vreți, puteți adăugați și îndulcitor cu stevia, dar eu vă recomand să folosiți ori stevia, ori sucraloză, fiindcă sucraloza se elimină 100% prin cale renală. Adăugăm și 10 picături de îndulcitor. Băgăm la mixer și Doamne ajută să iasă bine, dar eu zic să mai adăugăm și 10 ml de lapte sau 15, cam așa. Am mai adăugat și 15 ml de lapte ca să fie, să se amestece cât mai bine. Și revin cu produsul final sau cu schimbările pe care le fac pe parcurs, nu știu ce o să se întâmple. Bum. Cred că mai adăugăm cam 20 de mililitri de lapte și de asemenea o să mai adăugăm și puțină apă. Și am mai adăugat și 10 mililitri de apă. Și cam așa arată, dar trebuie sincer să o mai ținem puțin, fiindcă este puțin cam consistentă. Mă rog, e perfectă, dar sincer mai vreau să o mai țin puțin. Acum o să mai adăugăm încă 20 de mililitri de lapte, mă rog, 30, mi-a scăpat, ups, sper să nu fie prea mult. Amestecăm puțin, băgăm iar la mixer și revin cu rezultatul. I got my eyes low with the sky foes, where the rhyme flows, I don't really know. Just what we might go with the mind scope. So many things I never learned with my eyes closed. Too busy with the schemes, on the telling of my dreams. On the rail, bitch, I grind like my life's on the line. Hella wired, so far through with the light sticks. We open up when the light flicks. On sight, yellow cash rolls, everything around me. Hunting for the bounty, where that nigga drip on fountain. Ran a tree down by the ounce. Liquor skin brown, slipping down to the earth, spin around. Life is hella short, don't make it count. Tell the label I need 3, 4, 5, better count it back out loud. What we getting in me for the night? I never hit reply, but it red, I just wanna feel alive. Life is so much more than the bills. I just want a house in the hills. I just
sună. Oamenii mei, sper că v-a plăcut vlogul și sper să vă fie de folos această rețetă și să vă placă tuturor. Chiar vă recomand să o faceți, este efectiv delicioasă și să-mi lăsați neapărat un like, fiindcă mă ajută foarte mult like-ul vostru ca să afle cât mai multă lume de acest video și dacă vreți, bineînțeles, să-l distribuiți și voi mai departe prietenilor pentru a afla cât mai multă lume de... Fiindcă rețeta de Nutella sănătoasă nu găsiți oriunde, zic eu. O să fac nenumărate idei de rețete din acestea dulci dacă aceste clipuri merg bine. Cum a mers și clipul cu Kinder felie de lapte, a făcut o grămadă de vizualizări și de like-uri, a fost foarte apreciat de către voi. Repet, sper că v-a plăcut vlogul, nu uitați să lăsați un follow pe Instagram, fiindcă acolo deja am postat rețeta pe story, v-am ajutat deja cu ea și da, ne vedem la următorul vlog, fraților, #maniac, pace, boom!